să ne gândim la ce înseamnă un astfel de proces pentru un om, pentru viața lui, pentru familia lui. Asta, cine se gândește că și-a luat mulți bani, trebuie să întoarce... Este utopie la moment răspunderea câte... magistraților. Da. Chiar este o utopie. Câte nopți nedormite, câte șanse ratate, câte oportunități ratate pentru acei oameni, ce traume, ce necesită, ce fel de tratament necesită oamenii ăștia ca să treacă. Mie mi se pare suma asta mică dacă e să ne gândim la 11 ani distruși din viața unui om. Sunt 11 sărbători de Crăciun, ca să, că tu ne apropiem de ele, în care ai stat probabil cu sufletul în gât, că nu știai dacă asta este ultima masă cu familia ta. Exact. Sau te trimite cineva în mod abuziv. Sau te trezești în fiecare dimineață la 5, la 6 și stai speriat și aștepți să-ți sune cineva la ușă. Nu este deloc plăcut. Sau și... să bați țara în lung și lat, pentru că o parte dintre aceste sume, Berta, sunt inclusiv acoperirea cheltuielilor.